era privită ca fiind necurată sau chiar blestemată de Dumnezeu. Iată-l pe Isaac, care are o problemă. În fața lumii, el are o lume nu prea bun. Soția lui minunașă. Și atenție lui cu ce face Isaac. Isaac nu condamnă pe soția lui. Nu condamnă părinților lui, nu la prietenii lui. Chiar ce face Isaac? Ce face Isaac? Ați prins? Cei cu galben. În același text spune, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa. Și culmea, Domnul l-a ascultat. Dați-mi. Soluția unei probleme nu este să vorbim de rău pe soț sau pe soție. Ca așa se practica. Ca să spun că e vina lui, că ea este așa, mamă, ea este așa, ea este așa. Nu. Soluția este alta. Roagă-te. Îmi imaginez că la două noaptea, atunci când soția lui dormea, Isaac îl văd pe genunchi, spune, Doamne, Doamne, Tu știi cât de mult suferă ea. Doamne, te rog, ascultă. Doamne, tu ai un copil, nu pentru mine. Te rog, tu ai un copil pentru ea. Doamne, te rog, tu ai un copil. Cred că noapte de noapte, Isaac se roagă pentru ea și Domnul ascultă. Oameni buni, o soluție de mână oricum. Dacă soția ta râde prea mult în public, poate și un defect. Nu critica. Îi spune, Doamne, te rog ajută să înțeleagă pe mine corect așa. Când nu face mie și să râdă în public cu voce tare, un exemplu banal. Ați mei, este un secret formidabil în rugăciune. Nu bârfi, nu critica, nu acuza în față, ci roagă-te pentru ea. Și Domnul te va asculta. Și ultimul secret, care este de fapt primul, da? Se repetă, ultimul secret, ne recapitulăm puțin, primul, al doilea, iată al treilea, roagă-te și ultimul secret, îl găsim în acest verset, îl citesc. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Este un text extraordinar. Dacă nu zidește Domnul fericirea unei case, degeaba lucrează cei doi. Degeaba îți cumperi jeep, degeaba îți cumperi vilă în Giurgiu sau în București, degeaba. Degeaba, dacă Domnul nu este în casa aceea. Atunci ce spune Ellen White în această carte, erau sate întregi în care nu se mai auzea niciun geamăt pentru că Iisus trecuse pe acolo. În casa unde oamenii plângeau până să intre El, după ce El ieșea, oamenii se întreabă. Degeaba lucrează cei ce o zidesc, dacă Dumnezeu cu prezența Lui, cu bunătatea Lui, cu pacea Lui, cu răbdarea Lui, cu dragostea Lui, nu-L văd în casă. Totul e degeaba. Dacă oamenii pot să facă lucruri fără Dumnezeu, pot să faci o casă, pot să faci un gard și fără El până la urmă. Pe cont propriu. O să-mi spun că fericirea unui casă nu prozese singur decât cu Dumnezeu. Secretul al cincelea este acesta de Dumnezeu. O recapitulare simplă, avea ca să punem pe primul plan. Primul secret. Prima condiție a fericirii este Dumnezeu. Fără El nu se poate. Dacă El este în viața mea ca soț și în viața ei ca soție, atunci am să pot să îmi păstrez trupul, frumusețea, gingășia doar pentru ea și ea doar pentru mine. Trei, dacă El este în viața noastră, am să pot să nu spun nimănui când apar probleme, să nu acuz, să nu-i stric numele, am să pot tăcea. Când este El în viața mea, El poate și vrea să ne ajute, am să pot să o iert.
și ea să mă ierte. Dar doar când este El aici. El vrea și poate să mă ajute. Când îl primim aici, nu se poate altfel. Și ultimul secret, când este El în viața mea, am să am puterea să mă rog pentru ea. Și când este El în viața mea, El îmi va asculta rugăciunea. O să vă spun un argument, un alt argument. Cine este aici căritoreasă? Mână sus. Vreau să vă întreb. Cum se face rochie de dam? Eu știu. Dar cumva vreau să mă corectați. Pui, cum se numește, materialul în trei. Și începi și tai așa. Și așa. Și ai și pe rochie, nu? Ai și pe rochie? Este orice, dar nu este orice. O rochie are și secretele ei. O rochie îți are tăind așa cum vrei. De unde vrei, cuști unde vrei. Nu se poate. O rochie elegantă are secretele ei. Cum se face ciorba? Pui apă, le pui pe toate acolo și este ciorba, nu? Nu, se poate și secrete și acolo, mai mult. Totul în lume are secrete. Totul. Dar fericirea din casă, oare mare secretă? Foarte mulți oameni țin cont când ridică casă de niște criterii, dar nu și în familie. Se poate oricum, vorbesc oricum și vor și fericire. Nu se poate. Nu se poate acasă așa ceva. Sunt cel puțin 5 secrete care cred că pot garanta fiecare casă fericirea. Am ultimul gând și vorbesc. Doamna Strauss, era un om de afaceri, o femeie în vârstă, care călătorea pe Titanic în acea noapte tragică a scufundării Titanicului. Era împreună cu soțul ei, domnul Strauss, în partea de sus a vaporului, fiind o familie avută, avem cu ea pe camerista ei, Mabel Britt. Iată ce spune Mabel Britt despre noaptea aceea. Când vasul Titanic a început să se scufunde, femeile panicate și copiii au fost primii evacuați în bărcile de salvare. M-am suit în cea de-a patra sau a cincea barcă, nu știu mai amintea. Doamna Strauss făcuse deja gestul să se urce în barcă. Era cu un picior pe vas și cu unul pe barcă. Dar deodată se răscândi, se răsuci și păși din nou pe puntea vasului care se scufunda. Te rog, draga mea, urcă-te în barcă, o ruga soțul ei. Doamna Strauss privi în ochii omului alături de care își petrecuse cea mai mare parte din viață, ai omului care îi era cel mai bun prieten, îl apucă și îi zise, nu, nu mă urc în barcă. Am fost împreună atâta mari de ani, acum suntem bătrâni, nu te părăsesc. Ultima dată au fost văzuți, se țineau de mână pe puntea vasului. Acolo, ok. Eu cred că în fiecare casă poate fi ca în această casă. Dacă ea nu era cu soțul ei fericită, s-ar fi întors pe vas, spune în plină casă poate el. Cred că în fiecare casă poate să existe fericirea. De plină de câteva secrete și de Dumnezeu. Domnul să dea fiecare casă, pacea lui și fericirea posibilă pe Domnul.